În anul școlar 2014-2015, la propunerea Ministerului și Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au intrat în procesul de evaluare periodică 46 de unități de învățământ în cadrul a două proiecte strategice ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale și educație de calitate în școlile din mediul rural. În urma vizitelor de evaluare externă, experții ARACIP au propus calificative pentru fiecare din cei 43 de indicatori care fac parte din standardele naționale de calitate, după care se evaluează școlile. Conform evaluării inițiale, 25 de unități școlare din județ îndeplinesc standardele naționale și vor primi atestate de calitate valabile 5 ani. La data de 30 iunie 2015, 21 de școli nu îndeplineau unul sau mai mulți indicatori la nivel minimal obligatoriu, adică satisfăcător. Cele 21 de școli, în perioada 15-30 august 2015 și noiembrie 2015, au avut posibilitatea de a transmite la ARACIP dovezi din îmbunătățire pentru aspectele apreciate ca neconforme din evaluarea inițială. La momentul actual, din cele 21 de școli care au avut în evaluarea inițială cu unul sau mai mulți indicatori evaluate cu nesatisfăcător, 8 școli au remediat aspectele neconforme și anume Școala Gimnazială Sadova, Școala Gimnazială Popadiu Crădăuți, Școala Gimnazială Preotești, Grupul Școlar Broșteni, Școala numărul 1 Iaslovăț, Grădinița Specială Făldiceni, Școala Gimnazială Rădășeni, Școala Gimnazială Vatamaniuc Sucevița, iar documentația transmisă de 2 școli, Școala Gimnazială Calafindești Școala Gimnazială Stoleru Baia, sunt încă în evaluarea ARACIP. Din cele 21 de școli, au rămas 11 școli care nu vor primi atestat ARACIP, respectiv Școala Gimnazială Bilca, Școala Gimnazială Udești, Școala Gimnazială Bogdănești, Școala Gimnazială Dimitrie Onciul Straja, Școala Gimnazială Neacra Șarului, Școala Gimnazială Poiana Micului, Școala Gimnazială Botoșana, Școala Gimnazială Frătăuții Vechi, Școala Gimnazială Hânțești și Școala Gimnazială Valea Moldovei și Școala Gimnazială Dornești. Motivele pentru care nu vor primi atestat ARACIP sunt următoarele. 4 dintre aceste școli nu au autorizația sanitară de funcționare, 3 dintre aceste școli nu au autorizație sanitară de funcționare și nu au cabinet de consiliere psihopedagogică, o școală nu are autorizații sanitare de funcționare și avizisu, o școală nu are ASF, ISU și are dotarea TIC subnormative, o școală nu are ASF, avizisu, cabinet de consiliere psihopedagogică și nu are un protocol cu un medic de familie, iar o școală nu are ASF, ISU, nu are cabinet de consiliere psihopedagogică, dotarea TIC este subnormative, sunt deficiențe manageriale la această școală și lipsește activitatea științifică a cadrelor didactice. Conform legii, școlile care nu vor primi atestat ARACIP, conform raportului din iunie 2015, din cauza indicatorilor menționați, au posibilitatea să remedieze indicatorii evaluați cu nesatisfăcător într-un interval de un an sau doi de la data evaluării. Cele 11 școli care nu vor primi atestat ARACIP sunt în perioadă de remediere a indicatorilor la care au obținut nesatisfăcător. Menționăm că în cazul în care vor obține cel puțin unul din calificativele satisfăcător, bine, foarte bine sau excelent, școlile vor primi atestatul ARACIP. În cazul în care unitățile de învățământ vor obține cel puțin unul din calificativele satisfăcător, bine, foarte bine sau excelent, școlile vor primi atestatul ARACIP.